Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta în cadrul unei frumoase campanii, călătorie prin vechile tradiții, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, cărți vechi, cărți sacre, cărți fundamentale, texte fundamentale ale umanității din diferite tradiții spirituale. Am mai vorbit despre Coran, despre tăblițele de argilă, despre Corpus Hermeticum al lui Hermes Trismegistos. Astăzi ne-am gândit la o carte din tradiția iudaică, este vorba despre Cabala. Vorbim despre Cabala, tradiția secretă a Occidentului, știința secretă de Papiu, o carte publicată în colecția Sefer a editurii Herald. Alături de noi este doamna profesor, conferențiar universitar, doctor Felicia Waldman, coordonator al Centrului de Studii Ebraice. Iată, ne-am gândit la o campanie pentru cei care își doresc, să spunem, să venim înaintea lor cu astfel de texte sacre, texte fundamentale ale umanității. Bineînțeles că noi am vorbit foarte mult despre cărțile din această minunată colecție Sefer și acum ne-am gândit la această carte a lui Papiu, Cabala, tradiția secretă a Occidentului. De ce, pornind de la titlul acestei cărți, de ce ar fi Cabala o știință secretă? Da, în primul rând aș menționa că, de fapt, textul lui Papiu nu este un text iudaic, ci este un text creștin, pentru că Papiu a fost, de fapt, unul din promotorii și adepții cabalei creștine. A privit cabala din perspectivă creștină și, ca atare, este cu atât mai interesant. Deci, din punct de vedere al titlului, sigur că pentru această categorie, pentru că el face parte dintr-o linie lungă despre care merită vorbit, cabala creștină începând de fapt foarte curând după începutul cabalei evreiești, undeva în secolul 13 deja, deci Papiu ar fi apogeul unei tradiții destul de vechi și pe linie creștină, sigur că era deja o tradiție secretă, însă Occidentului creștin. Tradiție secretă în tradiție în partea evreiască. Nu mai era niciun secret acolo. Exact, a fost mai la început. Deja nu mai era secret în linia evreiască. Din secolul 15-16 circulă informațiile despre cabala evreiască, dar într-adevăr în lumea creștină, pentru că această mișcare a fost considerată periculoasă, a fost considerată la limita experienței religioase, a fost mai secretă decât cea evreiască. Ba chiar se știe pe această linie în mod special, pe care vine de fapt Papiu, pe această linie a fost chiar implicată în politică, adică această cabală creștină a avut implicații politice în Europa medievală. Sigur că era deci secretă. Cabala este învățătura ezoterică a iudaismului, extinsă însă la nivel de metodologie și în mediul spiritual și ocult al Europei. Datorită universalității multor dintre învățăturile și practicile sale, regăsim elemente cabalistice în alchimie, în magie, tarot și în general în tot ceea ce ține de domeniul inițiatic în Occident. Ce are această carte, să spunem, diferit față de celelalte cărți din colecția Sefer, mai ales dacă ar fi să pomenim niște nume importante precum Arie Kaplan, da, Meditație și Cabala, sau cartea despre tradiția abrahamică, copiii lui Abraham. Bine, interesant în primul rând este această perspectivă de care vorbeam mai devreme, perspectiva creștină asupra cabalei. Se știe că, de fapt, Gerard Danckoz, numele real al lui Papiu, a fost un mare ocultist, un adept al mișcării oculte de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, care a funcționat pe mai multe coordonate și în Anglia cu Order of the Golden Dawn și în Franța cu mișcarea teozofică a lui Helena Blavatsky și așa mai departe. El fiind unul dintre adepții acestor mișcări, chiar membru al mișcărilor, și-a creat chiar și un ordin propriu, ordinul cabalistic rozicrucian. Deci, practic, este un
adept al ocultismului care se uită la cabala din această perspectivă. Și asta face lucrurile mai interesante decât alte cărți pe această temă. De asemenea, cred eu că e importantă cartea pentru că, fiind privită cumva din afară, adică nu din interiorul tradiției evreiești, e privită de un cunoscător, evident, adică toți acești oameni, toți aceste adepți ai mișcării teozofice, ocultiste și așa mai departe, de la sfârșitul secolului XIX, au fost, într-un fel, adevărați cercetători, adică au încercat să înțeleagă ceea ce au studiat, nu au trecut cu ușurință peste textele cabalistice, au încercat să le înțeleagă și să le pună la dispoziția publicului, să zicem, publicului larg, creștin și nu neapărat, adică pentru orice cititor. El, de fapt, se așează pe o linie mai veche, cum spuneam, există încercări de traducere ale cabalei în lumea creștină deja mai veche, există un Christian Norman Rosenroth, există un Agrippa von Nettesheim, care au încercat să facă această mișcare cabala accesibilă publicului general și au tradus texte cabalistice. Ceea ce face Papion este să prezinte elemente de tradiție evrească și de cabala, cel puțin în această carte, într-o perspectivă extrem de coerentă, extrem de accesibilă, și asta face cartea un instrument excelent pentru cine vrea să înțeleagă și cabala în particular, dar și perspectiva creștină asupra cabalei. Modul în care cabala a intrat în creștinism și a dezvoltat noi direcții de gândire. Pentru că în creștinism, sigur, există dimensiunea mistică a cabalei creștine, dar există și o dimensiune de cercetare care e foarte interesantă și foarte importantă. Tocmai pentru că este, de fapt, cumva încadrată într-o mișcare mai mare de recuperare a valorilor antichității, de readucere a acestor valori în lumea curentă, în forme utilizabile, nu doar accesibile ca informație, dar chiar utilizabile. Oamenii ăștia încercau să folosească tehnicile, metodele despre care vorbeau, nu doar să le povestească altora. Deci este o mișcare extrem de interesantă, care până la urmă a dus la un subiect extrem de științific și extrem de actual, care se numește filozofia perennis. Pentru că, în realitate, toate aceste mișcări de sfârșitul secolului XIX au încercat să demonstreze comunalitățile dintre tradițiile vechi. Ceea ce aveau comun vechile tradiții, toate aceste sisteme mistice, sisteme de meditație, de gândire, aveau, evident, lucruri comune, și această mișcare, în diversele ei forme, încearcă să sublinieze aceste comunalități și să arate că există o ceea ce se numește filozofia perennis, o știință universală a acestor vechi informații antice. Pentru că pomeneați puțin mai devreme de vechile tradiții și de pomeneați, bineînțeles, și despre cabala creștină. Și imediat m-am gândit la o altă carte, am făcut analogie cu o altă carte din această colecție Sefer. Este vorba despre cabala creștină, aplicarea doctrinelor cabaliștilor evrei la dogma Noului Testament al lui Van Helmont. Și mă gândeam la apropierile pe care le are, să spunem, creștinismul de tradiția iudaică, aici poate mă refer mai mult la Vechiul Testament, și la faptul că ceea ce le apropie cumva, dacă folosim termenul de cabala creștină, este tocmai acest filon prețios cu care mergem până în urmă cu mii de ani în istorie, legat de faptul că sunt cărți reprezentative în tradiția iudaică, Talmudul, Tora, mai ales Zoharul și așa mai departe. Și mă gândeam că aceasta este o perspectivă interesantă asupra tradiției abrahamice, pentru că vorbim despre cele trei religii monoteiste și despre tradiția pornind de la Avram, de tradiția abrahamică, în care regăsim, bineînțeles, formele, hai să spunem, exoterice, da? Islamul, creștinismul, iudaismul, dar și formele
mistice care, iată, uneori se întrepătrund, cum ar fi în cazul creștinismului Sihasmul, în cazul tradiției iudaice Kabbala, și iată, vorbeam despre Kabbala creștină, și în cazul islamului Sufism. Fără dar și poate, de altfel există între Sihasmul românesc și hasidism, există o legătură, pentru că cel care a înființat mișcarea hasidică s-a născut în zona Moldovei românești și s-a inspirat din Sihasmul românesc pentru anumite elemente de hasidism. Deci există o legătură directă, nu doar normală datorită rădăcinilor comune. Din vedere al lucrurilor comune din aceste tradiții, mai ales în ce privește legătura între Kabbala creștină și Kabbala evreiască, spuneam că ele au evoluat în paralel, pentru că încă de la începuturile coagulării mișcării evreiești care s-a autonumit Kabbala și care, evident, rădăcinile ei sunt mult mai vechi și sunt adunate, practic, într-o mișcare de recuperare a valorilor antichității făcută la acel moment. Pe de altă parte, Kabbala creștină preia elemente din Kabbala evrească, le aplică la doctrina creștină, la Noul Testament, dar nu numai. Sunt o serie, cum spuneam, sunt o serie de personaje în această linie care încearcă să înțeleagă, de fapt, Kabbala evrească, nu numai pentru a o aplica, ci și pentru la creștinism, ci și pentru, așa cum spuneam, să găsească aceste lucruri comune care să ducă la ideea unei tradiții generale, tradiții vechi, comune tuturor religiilor monoteiste. Și aici ne întoarcem la cartea lui Marshall Daniel Coleman, care spune despre tradiția abrahamică. Deci există această idee destul de bine documentată. Trebuie spus, pe de altă parte, că în tradiția Kabbalei creștine avem, de fapt, două mișcări. Și acolo este o mișcare mistică, de pildă avem o Tereza Davila, un Sfântul Ioan al Crucii, care sunt de origine evrească, mă rog, ei au fost din familii convertite în perioada Inchiziției Spaniole, și care vin cu elemente de iudaism în mistica creștină propriu-zisă, în misticismul catolic, evident, vorbind de misticismul catolic. Dar vin cu elemente de mistică evrească, de Kabbala, în cadrul misticismului propriu-zis. Există și mișcarea politică de care vorbeam mai devreme. Sunt oameni care înțeleg importanța legăturilor secrete dintre membrii mișcării și ajunge să fie implicată în politică. Și există, evident, cum spuneam, cei care caută cumva să fie pe partea de cercetare, adică să înțeleagă și să facă accesibilă publicului larg înțelegerea Kabbalei. Așa că este o mișcare mai complexă, nu e foarte simplă nici Kabbala creștină. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Kabbala, tradiția secretă a Occidentului, știința secretă a lui Papiu, o carte publicată în colecția Sefer, pe care o regăsim în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, Călătorie prin vechile tradiții. A fost alături de noi doamna profesor Felicia Valman, conferențiar universitar, doctor, coordonator al Centrului de Studii Ebraice. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci venim cu această recomandare de a căuta aceste cărți pe site-ul editurii Herald. Îi mulțumim încă o dată doamnei profesor Felicia Valman. Vă dorim o zi minunată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!